Hei, salut, oameni buni, ce faceți? Înainte să începem acest video, vreau din nou să vă amintesc că eu o să fiu prezent la evenimentul Tekken Gaming Festival, care o să se desfășoare la VivoMall Constanța în perioada 9-11 martie. Țin să vă menționez că eu o să fiu prezent acolo în această perioadă, o să aveți un link cu detalii în descriere, dacă sunteți în Constanța puteți veni, intrarea este liberă, vă las în continuare cu vlogul acesta care este destul de interesant. Vă pup lecturatul și ne vedem acolo. Hai, salut, oameni buni, ce faceți? Bine v-am găsit la un nou vlog alături de domnul lecturatul, adică eu. Fraților, astăzi vreau să vă spun câte ceva important și vreau să mă duc, că Bercea mi-a trimis mesaj că e cu prietena în parcare la la Supeco, cred, și vreau să mă duc să-l spionez un pic și poate cu puțin reguri reușesc să vă arăt și vouă pe prietena lui. Nu uitați să dați un like la acest video dacă vă plac vlogurile mele și nu uitați să dați un share unde vreți voi. Oameni buni, asta cred că o să fie printre ultimele filmări pe care o vedeți de pe camera lui Bercea sau eventual de pe GoPro-ul meu, dar momentan camera lui Bercea, pentru că lectura dușa la comandă de cameră și vine în maxim, azi e miercuri, probabil vineri o să ajungă, pentru că am luat-o de pe Amazon, pentru că e fucking mult mai ieftină, băi, decât în România, ești nebun. Am scutit, bine, cred că am prins și o promoție ceva, undeva la 10 milioane sunteți nebun la cap, băi frate, 10 milioane, adică același lucru, aceeași calitate, nu nimic diferit. Explicați-mi, deci să înțeleg că românii cam bagă în prețuri, posibil, ce ziceți de asta? Dar să lăsăm frustrările mele deoparte și haide să mergem peste Bercea. L-am luat pe Rio pentru că mă gândesc că poate nu-l cunoaște așa bine cum o cunoaște Bebeca și hai să mergem după el să vedem dacă putem să-l spionăm. Oameni buni, uitați-l acolo pe Bercea. Hai să vedem dacă putem să-l spionăm cumva. Hai să ne oprim farurile ca să nu ne vadă. Uitați-l acolo, e acolo. Ia să vedem dacă-l putem spiona. Să trag pe aici pe undeva. Să trag mașina pe aici și să mergem să-l spionăm pe bulagiu ăsta, efectul. Cât de tare o să fie. Hai să-l spionăm. Hai să-l spionăm pe fraier. Haide peste el, că se pusă și ploaia. Hai peste el la mașină să-l vedem ce face pișama și pe el. Că sigur se sperie. Ia să-l vedeți. Bă, ce faci aici? Ce față are? Ce glumește este? Ce după faci? Ce că stau prost cu inima. Îmi cer ură oamenii în video de-l puse azi să te prind cu prietena. Bine, că pe ea nu vreau să o arăt, că poate nu vrea, dar... Nu. Păi da, ține capul așa, că nu se vede. Așa. La bagilor, n-aveți ce vedea. Bă, se pusă ploaia. Da. Aici ce frumos te tunsă. A ce cauți tu pe aici? Vei veni cu autul să nu mă vezi. Da? Să ne împărta că te... Bă, nu te-ai veni la mine. Cum văzui? Dar eu te văd. Ce facem? Mai stai cu gagica? Hai, nu stop. Bine. L-am prins fraierilor pe Grasu. Din câte ați văzut și voi, era cu prietena, deci și domnul Bursia nu ne minte. Are gagică. Bă, dar ce mirat. Ce mirat se uita la mine să-mi bat picioarele, parcă venisem să-i violez familia. M-au acum atras și eu reușea. Băi, ce faceți aici? Mamă, fraților, o să rupă clipul ăsta. Nu uitați să-i dați și voi un like și să-i dați un share dacă v-a plăcut. Bă, ce pâine se vede așa? Bă. Să fie de la lumină? Sau să fi plouat pe obiectiv? Bă, ce? A, nu e, mă, stai. A, plouă pe ecran. Se vede nasul de la stropia de pe geam. Bă, ce mă sperai, văzui stropeșirea pe fața mea când îți luai camera și crezui că ți-o stricai mâncațeși. Da? Da, ce mă sperai, să iau te, bă, și tu acum zi, trebuie să mai plătești și camera la Gras. Oameni buni, am lăsat pe Rio aici și mergem să-și coată Bercea niște bani de pe car, căci are o groază de bani. Mie nu-mi place să-mi las banii pe car, mai bine i-am cash. Bine, bă, să știi că nici mie... Depinde, dacă plec undeva, îi mai las, dar... Deci asta nu-mi place. Mie nu prea-mi place să las banii pe car, dar... Pui mei, și să-i scot așa pe toți. Da. Sutele de milioane, care le-am, zecile de mii de euro, îți dai seama. Băi, tu ești ca mea, dar n-avea unde să-i pui, a trebuit să-ți mai închiriezi o casă în care să pui numai bani. Păi normal, ce pui mei, că... Pui mei, am un tată bogat, știi, conturi multe, ce pui mei. Exact. O familie de baștani. Câți bani scos Grasul de pe card? Cât am? Un răspuns corect. Corect. Oh, i-am filmat curul la Bercea. Pa! Să duce Bercea să-și scoată banii de pe card, mă lăsă singur aici în Bercea mobilul. Uitați-vă ce melodie rulează pe fundal. Rulează un 50 cent. Dar 50 cent ăsta? Mi se pare că ele. E ăsta, e 1,9 lei.
50 cent. V-a spus? 1,9 lei, 50 cent? A? A? Hai că-s glumeț. Uite o gagică, trece pe stradă. Unde ești? Gagica? Ola, Gagica, eu sunt Oltean Clan, vrei să ne... Mâinile în tavan! Yeah! Ce face, bă, ăla? Nu poate să intre, nu știu dacă îl vedeți cu ăla. Iete la acolo, la ușă, și nu poate să intre, fraierul. A, gata, a intrat, fraierul. Ziua 25 în sălbăticie. Suspectul nostru încă nu s-a întors de la bancă. Încă scoate bani de pe care legenda spune că are sute de milioane de euro în conturi și n-au bancomantele bani să-i dea. În timp ce bancomatele se golesc pentru că extrage el bani de pe card, un om stă cu un sac în spate și colește bani în bancomat ca să poată să-i mai dea domnului Bercea banii de care are nevoie. A vedem ce se întâmplă în ziua 26, rămâneți aproape cu Bercea și electoratul. Ziua 30, suspectul încă nu a ieșit de la bancă. Sunt tare curios cât mai durează până o să-i vedem fața lui de bidon turtit, intrând în mașină și ne zic nimic. M-a prins. Ne vedem. Nu mai da! Făceam aici un documentar, zici că eram Berglis. Berglis? Păi? Nu știu, mai știi pe Berglis? Da, e ăla de se ducea de sălbatic și de turbat prin sălbăticii și mânca gândaci. Vrăjeală, păi dacă el mânca gândaci, ăia ce mai mâncau? Păi avea mâncare. Ce mai mă naibii? Păi și lui crezi că nu-i dădeau? Da, mă, aș lua bani. Păi și eu mi-aș lua bani să mă prefac că mănânc un vierme și... Păi da, mă, dar chiar îl mânca. Aș mânca și scorpioni, pa, cu tot cu coadă. Cu venin, este, să mori. Yeah, baby. Ia uite ce melodie frumoasă. Ia uite ce zice. Păi nu ce nimic, că e doar instrumentalul, ia ce m-am pe aici. Ma. Lecturatul cu domnul Bercea. Nu prea plin, nu fac un cocktail. Nu, bagă-le o pe asta. Care mă ia? Iete pe asta. Hai, cânt-o tu, grasule, arată-ne tu talentul tău. Nu prea o știu pe asta, să o cânt, să știți, să nu mă jurați din prima. Dar molfă eu ceva pe ea. Se zice bine molfă? Nu cred. Nu știu niște lucruri. Ia auziți, fraților. Și auzi, te-a alarmat când ai văzut că mi-au trimis butonul. Păștele în apă pe stradă Pirania. Nu prea știu versurile. Și stradal, limba națională. Peste periferie. Materiale amar pe care nu poți să le țin. City man, ai grijă la papagal. Vorbe scoate orice faie, dar până la final. Nu știu versurile, mă enervează. Ce poate să facă un cuțit? Te halalit, mai mă și pizde de top. Și mai nou pentru succes, faci reclamă la Cola. Rozi, rozi, nu e aia. Curab la model de avion care le place și la babe. Bea-te spatele când tu câștigi la table. Realizează lumea mult, dar urechile mă lasă. Numai muzică s-ascult. Curul și pastile, limita e ce rumor. Nu știu versurile deloc la asta, bă. Rozi, 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 nevasta mea-i de revistă. Eu sunt ăla care a decolat aseară fără pistă. Dă-te-i groapă! Oameni buni, cam asta a fost și ziua de astăzi. N-am făcut exagerat de multe, adică totuși am făcut ceva, n-am făcut multe, dar am făcut ceva. Am reușit să-l prind pe Bergea cu iubita și să-l și pun pe YouTube, pentru că mi-a șerut în clipul de data trecută, în vlogul de data trecută. Și asta am făcut, mi-a șerut, am făcut, l-am prins, l-am găsit, l-am pus pe YouTube. Este. Oameni buni, cum voi vedeți clipul ăsta, eu cel mai probabil o să fiu deja în Constanța și o să ne vedem la evenimentul de care am vorbit la începutul videoclipului, și anume la Pivomo Constanța Tech and Gaming Festival 9-11 martie, de dimineață până seara la ora 8, în caz că n-ați reținut la început. Încă o dată, mersi mult pentru atenția acordată și nu uitați să dați un like acestui video dacă v-a plăcut și noi o să ne vedem data viitoare. Vă pup, electoratul! Pa! Să zic o vorbă, o Oltean Clan, arată-mi ceasul ca să zic dacă e geam sau cristal. Bani, 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 vreau să fac bani, 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 vreau.